Rugăciunea reținerii. Această rugăciune ne ajută în lupta cu duhurile rele, ne ferește de vrăji și de necazuri. Nu mă strivi pe mine păcătoasă, Mântuitorule, ca pe smochinul neroditor, ci adăpând sufletul meu cu lacrimile pocăinței, dăruiește-mi rod de mulți ani înainte ca să ți pot închina ție, mult milostive, Doamne, mult milosârde. Tu, oarecând, prin gura slujitorului lui Moise, Iosua, fiul lui Navi, ai oprit pentru o întreagă zi mișcarea soarelui și a lunii, atâta timp cât poporul israelitan să se răzbune pe dușmanii săi. Prin rugăciunea prorocului Elisei, ai lovit pe sirieni, oprindu-i ca apoi din noi să-i ridici. Tu, care le ai vestit prorocului Isaia, iată, voi întoarce umbra cu 10 linii pe care soarele le-a străbătut pe ceasornicului Ahaz. Și soarele s-a dat înapoi cu 10 linii pe care el le străbătuse. Tu, oarecând, prin gura prorocului Ezechiel, ai închis adâncul, ai oprit râurile și ai secat apele. Și tu, oarecând, prin postul și rugăciunea prorocului tău Daniel, ai astupat gurile leilor. Așa, Doamne, și astăzi reține până la timpul potrivit pe cei care mă înconjoară pe mine și pe familia mea și uneltesc gânduri de strămutare, de înlăturare și de izgonirea mea sau a familiei mele. Așa, Doamne, și acum nimicește dorințele și cerințele rele, astupă gura și inima tuturor celor ce ne judecă, ne defaimă, ne înjosesc, ne urăsc și uneltesc rele împotriva noastră. Așa, Doamne, și astăzi pune orbire duhovnicească asupra tuturor dușmanilor noștri și asupra tuturor celor ce se ridică împotriva noastră. Oare nu Tu, Doamne, ai vestit prorocului și ai vestit apostolului Pavel? Nu te teme, ci vorbește și nu tăcea, pentru că eu sunt cu tine și nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ți facă rău. Îmblânzește inimile tuturor celor ce se împotrivesc bunăstării și slavei Bisericii lui Hristos. De aceea să nu tacă buzele mele de a-i descoperi pe cei nelegiuiți și de a-i proslăvi pe cei drepți și toate lucrurile tale minunate. Și să se împlinească toate bunele noastre începuturi și dorințe. Către voi, drepților și rugători a lui Dumnezeu și ai noștri mijlocitori îndrăzneți, care oarecând, prin puterea rugăciunilor voastre, ați oprit venirea altor neamuri și apropierea celor ce ne urăsc, care ați risipit relele uneltirii ale oamenilor, care ați închis gurile leilor, către voi îmi îndrept rugăciunea și cererea mea. Și tu, preacuvioase și mare Elie, egipteanul, care oarecând ai îngrădit cu semnul crucii să lași ucenicului tău, poruncitu-i să se înarmeze cu numele Domnului și să nu se mai înfricoșeze de ispitirile diavolești, îngrădește casa mea cu rugăciunile tale și o păzește pe ea de aprinderea focului, de năvălirile tâlharilor, de tot răul și înfricoșarea. Și tu, preacuvioase Părinte Poplie Sirianul, care prin rugăciune neîncetată către Dumnezeu ai ținut demonul nemișcat 10 zile zi și noapte, reține în afara casei mele și toate puterile potrivnice și pe toți cei ce hulesc numele lui Dumnezeu și mă urăsc pe mine și pe familia mea. Și tu, preacuvioasă Fecioară Piana, care cu puterea rugăciunilor tale ai oprit înaintarea celor ce duceau să-i omoare pe sătenii tăi, acum oprește toate uneltirile vrăjmașilor mei care vor să mă gonească din acest loc și să mă nimicească. Nu le îngădui să se apropie de casa mea, de familia mea, oprește-i pe ei cu puterea rugăciunilor tale. Doamne, judecătorul lumii, cel ce iubește adevărul și urăști minciuna, fie că atunci când va ajunge la tine rugăciunea mea, tu, cu puterea ta cea sfântă, să-i oprești în loc pe dușmanii noștri. Și tu, fericite Laurențe din Caluga, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, ca cel ce ai îndrăzneală înaintea Domnului, mișlocește-te pentru tot cei ce suferă de ispitirile diavolului,
Roagă-te lui Dumnezeu pentru noi ca să ne îngrădnească de uneltirile satanice. Și tu, preacuvioase Fansile Pecerschi, fă rugăciuni de reținerea a celor ce se năpustesc asupra noastră și gonește de la noi uneltirile diavolești. Și voi, toți sfinții pământului și ai țării noastre, cu puterea rugăciunilor voastre, risipiți toate înșelările drăcești, toate izvârtirile și uneltirile diavolești ce se fac spre a ne necăși și a ne pierde pe noi și întreaga noastră avuție. Și tu, mare și groaznice păzitor, arhistrategule Mihaile, taie cu sabie de foc toate poftele vrăjmașului neamului omenesc și ale slugilor lui care vor să ne piardă pe noi. Stai neclintit la straja casei noastre, a tuturor celor ce viestuiesc în ea și averii noastre. Și tu, stăpâne, care nu întâmplător te numești, zid nesurpat, fii pentru toți care ne înconjoară, care ne dușmănesc și cugetă să ne facă rău, o piedică și un zid nesurpat, care să ne îngrădească pe noi de tot răul și împrejurările grele. Amin.